Iapa lui Vodă, de Mihail Sadoveanu Într-o toamnă aurie am auzit multe povești la Hanul Ancuței, dar asta s-a întâmplat într-o depărtată vreme de mult, în anul când au căzut de Sânt Ilie ploină prasnice și spuneau oamenii că ar fi văzut balauri negru în nouri deasupra puhoaielor Moldovei, iar niște pasări cum nu s-au mai pomenit s-au învolburat pe furtună, vâslind spre răsărit, și moșleonte, cercetând în cartea lui de zodii și tălmăcind semnele lui racle împărat, a dovedit cum că acele paseri, cu penele ca bruma, s-au ridicat rătăcite din ostroavele de la marginea lumii și arată veste de război între împărați și belșug la vița de vie. Apoi, într-adevăr, împăratul alb și-a ridicat muscalii lui împotriva limbilor păgâne și ca să se împlinească zodiile, a dăruit Dumnezeu rod în podgorile din țara de jos, de nu mai aveau vierii unde să puie mustul. Și-au pornit din părțile noastre cărăușii ca să aducă vin spre munte. Și atunci a fost la hanul Ancuței vremea petrecerilor și a poveștilor. Taberele de cară nu se mai stoveau. Lăutarii cântau fără oprire, când cădeau unii toborâți de trudă și de vin, se ridicau alții de prin cotloanele hanului. Și atâtea oale au farmat băutorii, de s-au crucit doi ani muierile care se duceau la târg la roman. Și la focuri, oameni încercați și meșteri, frigeau hartane de perveri și de viței, ori pârpâleau clean și mreană din Moldova. Iar cuța cea tânără, tot ca măsea desprâncenată și de vicleană, umbla ca un spiriduș încolo și încoace, rumână la obraj, cu catrința în brâu și cu mânecile suflecate, împărțea vin și mâncări, râsete și vorbe bune. Trebuie să știți dumneavoastră că hanul acela al ancuței nu era han, era cetate. Avea niște ziduri groase de aici până acolo și niște porți ferecate, cum n-am mai văzut de zilele mele. În cuprinsul lui se puteau oploși oameni, vite și căruțe, și nici habar n-aveau dinspre partea hoților. La vremea de care vorbesc, era însă pace în țară și între oameni bunăvoire. Porțile stăteau deschise ca la domnie, și prin ele, în zilele line de toamnă, puteai vedea valea Moldovei cât păteau ochiul și pâclele munților pe păduri de brad până la ceahlău și hălăuca. Iar după ce se cufunda soarele înspre tărâmul celălalt și toate ale depărtării se ștergeau și lunecau în tainice neguri, focurile luminau zidurile de piatră, gurile negre ale ușilor și ferestrelor zăbrelite. Contenea câte un răstim viersul lăutarilor și porneau poveștile. Stătea stâlp acolo, în acele zile grase și vesele, un răzăș Străin care mie mi era drag foarte. Închina oala către toate obrazele, asculta cu ochii duși cântecele lăutarilor, și se lua la întrecere, până și cu moșle onte, la tălcuirea tuturor lucrurilor de pe lumea asta. Era un om înalt, cărunt, cu fața uscată și adânc brăzdată, în jurul mustății tușinate, și la coada ochilor mititei. Pielea era scrijelată în crețuri mărunte și nenumărate. Ochiul lui era aprig și neguros. Obrazul, cu mustața tușinată, părea că râde cu tristeță. Îl chema Ioniță Comisul. Dumnea lui Ioniță Comisul avea o pungă destul de grea în chimir, sub straiele de șiaxuri, și venise călare pe un cal vrednic de mirare. Era calul din poveste înainte de a mânca tipsia cu jar. Numai pielea și ciolanele. Un cal roib, pintenoc de trei picioare, cu șaua înaltă pe dânsul, neclintit într-un dos de perete, cu mănunchiul de ogrini și sub bot. Eu aici, strecător, cuvânta cu oala în mână dumnealui Ioniță Comisul. Eu un calic și pornesc în lumea mea, Roibul meu e totdeauna gata cu șaua pe el. Calca mine n-are nimeni. În calic îmi plesnesc căciula pe o ureche și mă duc, nici nu-mi pasă. Dedus însă nu se ducea. Stătea cu noi. Într-adevăr, îi răspunse într-un rând moșleonte, calca dumitale nu se găsește să umbli nouă ani la toți împărații pământului, Mai pielea lui câte parale face. Când mă gândesc, mă apucă groaza. Să știi, dumneata, prietenele onte, strigă răzășul zburlindu-și tușinate. Asemenea, cal uscat și tare nu știe de nevoie, nici de trudă. La mâncare se uită numai cu ochi și nu se supără când îl las neadăpat. Și șaua parcă e crescută din trânsul. aista e cald dintr-o viță aleasă. Se trage dintr-o iapă tot pintenoagă, cu care m-am fudulit eu în tinerețile mele. Și la care s-a uitat cu mare uimire chiar Măria sa, Vodă Mihalache Sturza. Cum s-a uitat cu uimire cu Coane Ionită? Era tot așa de slabă? Se înțelege, asta e o poveste pe care aș putea să vă spun, dacă mă ascultați. Cum să ne ascultăm cu Coane Ionită? Mai ales o poveste din vremea lui Mihai Vodă Sturza. Și mai ales din vremea tinereților mele răspunse răzășul serios. Pe vremea aceea tot în acest loc ne aflam, în preajma focurilor și a carelor cu must, cu alți oameni care acum asoale și ulcele, și în jurul nostru umbla în cuța cealaltă, mama acesteia, care și ea s-a dus într-o lume mai puțin veselă. În vremea aceea stam eu năcăjit foarte, într-o zi în ușa hanului, cu ala în mâna stângă și cu frâul pe în dreapta. Și ancuța, cealaltă, ședea ca și asta, tot în locul acela, rezemată de ușorul ușii. Și asculta ce spuneam eu. Ce voi fi spus atunci, nu știu. Au fost vorbe care au zburat ca și frunzele de toamnă. Comisul Ioniță zâmbi fără veselie în mustața etușinată tușinată și aspră, pe când de noi toți cei de față, gospodari și cărăuși din țara de sus, ne așezam în jurul pe butuci și pe proțapurile carelor, cu bărbiile înălțate și cu ochii rotunzi. Anguța cea tânără sta în prag, rezemată de ușor. Șobătea soarele de toamnă pieziș, aurindu-i jumătate de obraz. În vale, aproape, sticlea Moldova printre zăvoaie și departe se prevedeau munții Talazul de cremene sub pâcle albastre. Calul cel slab al răzășului din coasta hanului, simțind tăcere în preajmă, necheză deodată ține și rânji înspre noi ca un demon. Ancuța își întoarse ochii sprâncenați spre el, înfricoșată și uimită. Aha, vorbi comisul, ia ca așa încheza și râdea și apa cea bătrână. Acuia, cine știe, poate-i ochi ordinte de lup, Dar râsul ei tot trăiește Și se sparie de el alta încuță. Cum vă spuneam, domnilor mei, Eu stam aici, în acest loc, gata de ducă, Cu piciorul în scară și iaca, Numai ce aud pocnind harapnic și duruind trăsură pe arcuri, Și când îmi înalți și-mi feresc capul, văd venind pe șleah o droșcă cu patru cai bulziș. Vine și se oprește la Han, după rânduială, și se coboară din ea boierul, ca să vadă ochii ancuței cum era datina. Cum s-a apropiat? Eu i-am închinat oala cu vin și am poftit sănătate. El s-a oprit în loc și s-a uitat zâmbind la mine și la iapă și la oamenii care erau în preajma mea și a plăcut închinarea. Era un boier mărunt la stat, cu barbă roșă rotunjită, și purta la gât un lanțug subțire de aur. Oameni buni, zice boierul acela, tare mă bucur că văd chef și voie bună în țara Moldovei. Și noi ne bucurăm, zic eu, că auzim asemenea vorbă. Asta plătește cât și vinul cel mai ales. Atunci boierul a zâmbit iar și m-a întrebat pe mine de unde sunt și unde mă duc. Cinstite, boierule, am răspuns eu. Ă, eu, de neamul meu, sunt răzești de la Drăgănești, din Ținutul Sucevei. Dar așezările mele sunt nesatornice și dușmanii mei au colți lungi și ascuțiți. Am o pricină, cinstite boierule, care nu se mai istovește. Am moștenit-o de la părintele meu, dască lui Iona, și tare mă tem că am să o las și o moștenire copiilor mei, dacă m-am vrednice Dumnezeu să i am. Cum așa? a întrebat cu mirare boierul. Așa, precum spun, căci pricina noastră de judecată a pornit cinstite boierule dinainte de Vodă Calimah. Și am avut înfățișare, și s-au dus la divanul rânduri de oameni, și s-au făcut cercetări și hotarnice, și s-au cerut mărturii cu jurământ și au murit unii din neamul nostru judecându-se și s-au născut alții tot pentru judecată. Și iată, nici în zilele mele nu s-a găsit încă dreptatea. Ba, vrășmașul cu care le mă lupt, mi-a mai tăiat cu plugul din ocina părintească doi stânjeni și cinci palme lângă prisaca velii. Și atunci, ridicând noua plângere la isprăvnicie, iarăși n-am găsit milă căci potrivnicul meu, să nu vă fie dumneavoastră cu supărare, e corb mare, boieresc. Dacă am văzut și am văzut, am mai coborut odată din coarda sacul cu furțoagele și cu pecețile cele vechi, le-am mai slovenit și le-am ales și am pus îndreptările pe care le socot neșterbite colea lângă chimir și am încălecat pe roaiba mea și acum nu mă opresc decât la vodă. Să-mi facă el dreptate. Cum se poate? S-a mirat iar boierul mângâindu-și barba și jucând între degete lanțugul cel de aur. Te duci la vodă? Mă duc. Și apoi, dacă nici vodă nu mi -a face dreptate... Boierul l-a pornit a râde. Ei, și dacă nu ți-a face dreptate nici vodă? Aici comisul Ioniță și coborâ puțin glasul. Dar ancuța cea tânără, cum făcuse o dinioară cealaltă, împungând într-o parte cu capul, întinse urechea și auzi ce trebuia să se întâmple dacă nici vodă n-ar fi găsit dreptate răzășului. Dacă nici vodă nu i-a face dreptate, atunci să poftească măria sa să-i pupe iapa, nu departe de coadă. Când a rostit comisul vorba asta mare, fără înconjur, așa cum vorbesc cu oamenii la noi, în țara de sus, Ancuța și-a strâns buzele și s-a prefăcut că se uită cu luarea minte în lungul șleahului. Când am spus o vorba asta, urmă răzășul, Ancuța cea de atunci și-a dus repede palma la gură și s-a făcut că se uită încolo în lungul drumului, iar boierul a prins a râde. Pe urmă s-a oprit, mângâindu-și barba și jucându-se cu lanțugul de aur. Și când socotești să te înfățișezi la vodă?" a întrebat dumnealui. Apoi, cinstite boierule, numai oala asta de vin o deșert într -o slava domniei tale, pe urmă mă ridic în șaca Alisandru Machidon și nu mă opresc decât la ieși. Dar dacă vrei și domnia ta să guști roadă proaspătă de la Udobești, atunci a aduce ancuța must roș într-o oală nouă și noi prea mult ne-am bucura cu coane de cinstea care ne-o faci. Boierul s-a întors zâmbind către Ancuța, cea de demult, care era ca și aceasta desprâncenată și de vicleană, și a poftit o oală nouă de lut cu must roșu din țara de jos. Eu, ca răzăș ce mă aflu, am cerut cu semeție să plătesc eu cinstea aceea și am și zvârlit patru parale în poala Ancuței. După aceea, boierul s-a suit în droșca lui cu arcuri și s-a dus, iar eu, încălecând precum am făgăduit, nu m-am oprit decât în târgul Ieșului și am tras la un han, lângă biserica lui Lozonski, peste drum de curtea domnească. Și a doua zi, către amiază, spălat și pieptănat, m-am înfățișat cu inima bătând la poarta curții. Acolo dorobanțul mi-a pus șpanga între ochi. Și după ce am spus ce durere am, a strigat spre odăi și a venit dintr-acolo un oștean bătrân, care m-a dus în îndată într-o cămăruță din lăuntrul curții, unde mi-a ieșit înainte un ofițer tinerel și subțire, îmbrăcat numai în fireturi și în aur. Ce poftești, dumneata, omule?" Ia ca așa, așa așa, eu sunt comisul Ioniță, răzăști de la drăgănești." Și am venit la vodă în după dreptate, ca cerbul după apa de izvor. Prea bine, a răspuns ofițerul cel tânăr. Vodă îți poate asculta chiar acum plângerea. Lasă aici pălăria și intră pe ușa asta mititică. Dincolo, în odaia cea mare, ai să găsești pe Vodă și ai să-i spui lui ce te doare. Atunci mi-a năvălit sângele în ochi și mi s-au împăinjenit vederile, dar am strâns din măsele și mi-am ținut firea. Și deschizând ofițerul ușa cea mititică, am intrat într-o lumină mare, și cum eram cu grumazul plecat, am zărit botforii de marochina ei lui Vodă și am căzut în genunchi. Și mă gândeam că la domn nou și tânăr trebuie să găsesc eu milă pentru supărările mele. — Măria ta, am strigat eu cu îndrăzneală, am venit să-mi faci dreptate. Vodă mi-a răspuns, scoală-te. Auzind glasul, am ridicat ca într-un fulger privirea, și am cunoscut pe boierul de la Han. Pe loc, am înțeles că trebuie să închid ochii și să fiu înfricoșat. Mi-am plecat mai adânc fruntea, am întins mâna, am apucat pala hainei și am dus-o la buze. Scoală-te, a zis iar vodă, și arată-ți îndreptările. Când m-am ridicat în picioare, am băgat de seamă că ochii boierului meu se încrețeau ades. Ca și la Han, când primise oala cu mustroș din mâinile suflecate ale ancuței. Scot cu-ntrăzneală hârtiile din tașca de piele și le întind și începe a spune. Și spun eu despre toate valurile câte m-au bântuit, despre tot veninul cât l-am adunat în inima mea și cât l-am moștenit de la morții mei. Și cetind vodă hârtiile și plecându-și de aproape ochii pe pecețile de ceară, s-a înseninat și a grăit cam pe nas. Bine, răzășule, am să-ți fac dreptate. Are să meargă cu tine un om al meu, cu poruncă tare, să facă rânduială la drăgănești. Eu, când am auzit, am dat iar în genunchi și vodă, iar mi-a poruncit să mă scol. Apoi, cu ochii subțiați a zâmbet, m-a bătut pe umăr. Ei, dar dacă nu-ți dreptate, cum rămânea? Dă, măria ta, răspunde urzând, cum să rămâie. Eu vorba nu mi-o iau înapoi ia pai peste drum. Și atâta haz a făcut vodă Mihai pentru răspunsul meu, că m-a bătut iar pe umăr și și-a adus aminte și de oala cu vin roșu pe care i-am plătit-o patru parale și răzând, a poruncit să vie slujbașul care să meargă cu mine și sub ochii lui, pe loc, s-a scris poruncă tare. Și când am încălicat de la Han, de lângă Lozonski, și am purces înapoi, el se uita zâmbind de la fereastra deschisă și și mângâia barba. Ia de ce trebuie să vă uitați ca la lucru rar la calul meu cel roi pinte în ochi de trei picioare, pentru că aia asta e moștenire din apa lui Vodă. Și când rânchează el și râde, parcă ar avea o amintire din alt veac și din acele zile ale tinereții mele. După asta puteți cunoaște ce fel de om sunt eu. Și acum să mai primim vin în cele și să încep altă istorie pe care de mult voiam să vă spun.